Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Mihai Ghiță. Iată pentru început titlurile. Asta e România. Aici zici că s-a oprit timpul în loc la un moment dat. Cred că a fost cea mai bună decizie din viața mea. A lăsat viața de oraș și s-a întors la talpa țării. Câte o aduni pe zi? Păi nu știu. Fii atent, astăzi e o zi chiar bună. Păi o zi da, una nu, cam așa o... Dacă stai puțin cu dânsul de discuții, vezi că totuși nu-i chiar, nu-i dur. Nu-i dur. Te sperii că nu vezi cu... chestiile alea pe mâini. El e cel mai cool țăran, care se împarte între motocicletă, coasă și sapă. Dacă aveți bunici, dacă aveți unchi, mătuși pe la țară, vizitați-i. Mergeți pe la ei, încercați să petreceți timp cu ei, să vedeți cum trăiesc și poate vă place. Mergem în Europa, pe un drum de țară. La cal cum îi place mai mult? Pe asfalt sau pe pietriș? Pe asfalt. Pe pietrișul bate la tavan. Avem peste 8300 de kilometri de drumuri de pământ și asfalt minune, transformat în material de studiu la biologie. A crescut ștevia, na, acum... Un pomișor. Și nu mai ștevia. Vedeți că este de mare. Și nu mai ștevia, vedeți că sunt mai multe burieni. Nu știu cum au ieșit prin asfalt, dar... Deci la cât a fost calculat? Păi undeva la 55 de miliarde. Ei consideră că au făcut lucrarea corectă. Așa spun ei. Merge și spuneți să scoate ce și-a băgat în pământ acolo, ștevia. Deci ștevia a fost plantată de primar? A fost plantată de către primar, da. O uliță de țară ne leagă de restul Europei. Avem peste 8300 de kilometri de drumuri de pământ care ne plasează într-un top rușinos al civilizației. La noi asfaltul se toarnă doar în ani electorali, atunci banul public se îngroapă fără număr în drumuri care se ruinează precum zidul lui Manole. Asta s-a întâmplat în urmă cu câteva zile în Neamț, unde un pod, inaugurat în noiembrie anul trecut, s-a prăbușit cu tot cu mașinile care îl traversau. Podul peste Siret fusese garantat de însuși președintele Consiliului Județean Neamț, care anunța cu surle și trâmbițe că podul de la Luțca nu va mai reprezenta o problemă pentru șoferi zeci de ani de acum înainte. Minunea n-a ținut decât 6 luni. Priviți! Așa s-ar numi această imagine dacă ar fi un tablou pictat în ulei, că tot a devenit un aliment de lux în casele noastre. De 30 de ani stăm resemnați și așteptăm să răsară soarele și pe strada noastră, sau măcar asfaltul, să nu mai dăm în gropi și să ieșim și noi la lumină, într-o zi. Suntem o țară cu pretenții europene, dar mergem pe drumuri de pământ. O uliță ne leagă de restul lumii civilizate. Suntem în Giurgiu, la Bucșani. E unul dintre acele locuri în care minunile țin 3 zile, maximum 3 ani. 1 milion de euro s-ar fi îngropat repede în asfaltul turnat pe câteva străzi comunale, care au luat-o la vale, la fel de repede. Au crăpat, s-au strâmbat, s-au găurit, ba, din ele au răsărit zarzări. Una jumate, doi, de când ieșim. Bun, și ar putea fi plombat cumva. Eu cred că da. Și am înțeles cumva pentru lucrările inițiale, firmele respective care au făcut aceste drumuri au încasat 1 milion de euro. Asta nu știu. Vă spun eu, face drumul ăsta 1 milion... Asta nu știu, pe drumul ăsta făcut. Face drumul acesta 1 milion de euro? Nu mă pricep la sumele astea. Nu știu ce pronostic să vă dau acum. Chiar nu știu. Sumă articulații și...
urgențele, strâmbii, mai multe. Și... De exemplu, mașina pe care o ai tu, unde se duc pagubele, dacă se întâmplă asta? Un schimb de... un schimb cu tot cu asta e undeva la 1000 de euro. Și banii aia cine ți-i dă înapoi? Nimeni. Haideți să vedem cum arată asfaltul acesta de calitate. Că așa spun firmele că au făcut o treabă bună, nu? O bucată odată. Cât are? Are 2 cm? Nu cred. 2 cm și ceva. Și asta se vadă și la cameră. Da? Le punem la loc. Pentru că nu vrem să provocăm stricăciuni și mai mari. Și mai departe, eu cred că au turnat direct pe pământ. Direct pe pământ, da. Dacă vedem măcar vreo pietricică, câteva pietricele și în rest, pământ, țărână. Pământ. Da. Oamenii locului spun că mai toate străzile distruse au fost asfaltate ca în basme, într-o singură zi. Firmele care au întins asfaltul direct pe pământ și-au luat banii și-au dispărut. În urma lor, drumul s-a transformat în material didactic pentru ora de botanică. Banii băgați în legumicultură, recunoaște cu amar actualul viceprimar. Așadar, am ajuns și la asfaltul care este prielnic pentru ștevie și aici chiar crește una. Da, este strada lacului din localitatea Uiești, comuna Bucșan și de Giurgiu. Într-adevăr, vedeți și dumneavoastră că este distanță de aproape un metru de la șanț în carosabil unde a crescut ștevia. Na, acum un pomișor. Și nu mai ștevia. Vedeți că este de mare. Și nu mai ștevia, vedeți și dumneavoastră că sunt mai multe burieni. Nu știu cum au ieșit prin asfalt, dar... Or fi pus un îngrășământ ceva în acest asfalt, ceva deosebit. Probabil sub asfalt. Sigur este asfaltul destul de subțire, altfel nu putea să pătrundă burienele prin asfalt, să fim serioși. S-a stricat într-un timp relativ scurt, nu știu, nu a durat câteva săptămâni, s-a stricat, oricum a fost și o viitură, dar se vede în asfalt, în direct în teren, cât este de gros și cât este de bine conceput. Ca da, să zic așa, bine asfalt. Între ghilimele, că mă uitam ce aici. Ne uităm așa și practic și șoferii riscă să rămână fără mașini, unii da, dintre ei. Gropile sunt făcute de ani de zile, nici nu au vrut să vină să reabiliteze ceea ce am, ce se stricase aici. Și nu este numai tronsonul acesta, mai sunt și alte tronsoane din acest drum și străzi din comună, care sunt făcute de aceeași firmă și... au aceleași probleme. Mașinile se strică, că sunt gropile sfăcute, oamenii au și făcut reclamații la primărie pe tema că sunt foarte multe gropi. Mergem la primăria din Bucșani, una dintre cele mai năpăstuite din țară. Autoritățile nu au avut bani pentru un sediu, așa că își desfășoară activitatea într-un bloc vechi de locuințe. Într-unul dintre apartamente îl găsim pe noul primar, care ne explică situația drumului care ar fi putut fi pavat cu aur, la câți bani a înghițit. Oamenii zic că s-au asfaltat într-o noapte toate străduțele, pe pământ direct. Începeți de forță. Da. Vă dați seama, nu poți să asfaltezi atâta. Da. Vine mă și Crăciun și dă cadou la toți copiii din toată lumea, într-o noapte. Pentru drumurile comunale avem două societăți comerciale care au realizat parțial aceste drumuri comunale prin PNDL, iar aceste drumuri, la sesizarea cetățenilor și a curții de conturi de la Giurgiu, din documente, are și faptul că nu sunt executate conform proiectului tehnic și totodată ieșeau din asfalt, creșteau pomii, ștevie și așa mai departe. Găuri în el, s-a surpat, s-a crăpat, deci stadiul lui era jalnic. De exemplu, drumul trebuia să aibă 35 de cm fundație și el are 7-8 cm. Vă dați seama că o fundație, o casă fără fundație sau un drum fără fundație este în proporție de 100% degradat. Corect. Că nu rezistă, nu are pe ce să rezistă. De-aia și cresc pomii și ștevia în asfaltul ăla. Că el de dedesubt nu are nimic. E pământ. Și de pe ridici la cât a fost calculat? Păi undeva la 55 de miliarde. Vechi. Noi avem o obsesie nu la făcut drumuri, ci la inaugurat drumuri. Pentru că la inaugurarea anumitor drumuri, numărul total de oficialități prezente la inaugurare ocupă mai mult spațiu decât efectiv drumul inaugurat. Dacă nu crezi bălăriile prin
nu ies burienile prin asfalt. Și totul e perfect. Tu ce mai promis ca primar în următorul ciclu electoral? Așa, dacă faci un drum, îl faci anul ăsta până în 3 ani când vin din nou alegeri, s-a stricat, tu poți să zici, voi repara acel drum. Dacă nu, n-ai ce să le promiți. Trebuie să le promiți tot timpul că repar drumuri. Românul vrea să audă repar drumuri. E ușor de furat la astfel de drumuri. În deviz scrie o anumită cantitate, greu, bitum, nu știu ce materiale se folosesc, ce grosime să aibă asfaltul și așa mai departe, care bineînțeles nu se respectă. Drumurile noastre toate se vor asfalta vreodată. Însă numai dacă nu vor mai fi date rudelor și rubedeniilor, spune edilul. Două lucrări distincte făcute de două societăți care au același acționariat. Da? Aceste persoane sunt tot din comuna Bucșani. Știți cum se face, că nu e vreo noutate. Cometrii? Asta e viața, da. Aceste dosare sunt ținute la sertar de un an de zile. Păi ele sunt la parchet încă? Sunt la parchet. Nu au ajuns în instanță și este curios cum două societăți comerciale prejudicează statul român cu 1.000.000 de euro, 1.100.000 de euro și nimeni nu face nimic. Adică chiar e curios. Primăria și localitatea sunt în șahmat. Legal, susțin autoritățile locale, drumurile distruse nu pot fi refăcute acum, iar asta pentru că trebuie mai întâi făcută o expertiză care să determine prejudiciul exact. Gropile vor mai rămâne mult și bine, ca probe, pentru procurori, la dosar. Dumneavoastră acum puteți să reabilitați acele drumuri? Nu, pentru că ele sunt, în momentul față, fac subiectul unei închete penale. De, respectiv de înșelăciune a statului român. S-a înșelat, au luat banii fără să se facă lucrare. Dar, bun, de exemplu, unitatea de parchet dispune expertiză pe drumul respectiv, da, ca să vadă care este prejudiciul și cum a fost fraudată autoritatea. Nu au făcut acest raport? Nu. Nu, asta spun. Deși dacă face raportul, ala-l termina, dumneavoastră ați putea să dați drumul la asfaltare. Să refac drumurile, să pot să beneficiez de alte proiecte, vă dați seama. S-au alocat bani pentru aceste drumuri comunale, drumurile nu s-au făcut cum trebuie, conform proiectului, s-au făcut de mântuială. Oamenii zic că s-au asfaltat într-o noapte toate străduțele, pe pământ direct. Începuri de forță. Da. Vă dați seama, cum poți să asfaltezi atâta. Da. Este dezolant ceea ce se întâmplă în condiții în care eu am fost ales primar ca să fac ceva în această localitate, nu să-mi bag joc ceea ce s-a întâmplat de ani bun de zile. Asta e situația. Eu aștept acum ca instituția de stat să-și facă treaba. Mai mult de atâta, eu ce pot să fac? Eu, totodată, conform de 54 de state Constituției, a dispus să facă primăria expertiză extrajudiciară, pentru că judiciară o poate face doar statul român. Da. În ordine de anchetă. Și această expertiză s-o depune la dosar. M-am conformat, am supus hotărârii Consiliului Local dispunerea acestei expertize, care este foarte scumpă. Cât costă? Cred că undeva la 2 miliarde. Vă dați seama, la 55 de miliarde prejudiciu... Dar mă gândesc că nu dau banii din afară pe aici, în primărie. Nu, nu. Vă dați seama, trebuie să facem rost de bani, să plătim această expertiză acum. Deci în loc să investesc 2 miliarde într-o investiție în localitate, eu trebuie acum să plătesc o expertiză ca să stabilesc prejudiciu. Dar dumneavoastră a stat vreodată de vorbă cu acești oameni care dețin firma aceea? Ați vorbit cu ei, i-ați întrebat, domnule, ce ați făcut aici? Așa, omenește, nu? Oficial. Omenește, da. Ei consideră că au făcut lucrarea corectă. Așa spun ei. Prejudiciul la cât a fost calculat? Păi undeva la 55 de miliarde. Ei consideră că au făcut lucrarea corectă. Așa spun ei. Merge și spune ce să scoate ce și-a băgat în pământ acolo, ștevia. Deci ștevia a fost plantată de primar? A fost plantată de către primar, da.
Cele 2 miliarde vor fi achitate de cetățenii păgubiți deja și nu de cei ce au turnat asfalt după ureche. Îi căutăm pe acuzați și îi găsim în acest palat, ridicat în aceeași comună unde se joacă asfalt tango. Doar că în zona locuinței impunătoare descoperim condiții total diferite față de ce am văzut în restul localității. Aici drumul e ca în palmă, la fel și trotoarele. Am venit să stăm de vorbă și cu cei care au executat acele drumuri distruse. Și știți cum este, atunci când vrei să vezi dacă cineva este acasă, te uiți mai întâi să vezi dacă există o mașină. Și cum, e cineva totuși din familie cu care putem să vorbim? Sunt 4 mașini în curte, 2 în fața curții. Mai are încă o mașină cu care a plecat? În cele din urmă, soția afaceristului care administra firmele cu bucluc iese la poartă ca să ne arate drumul spre casă. Să rămână! Să rămână! Daniel mă numesc. Încântat! Mă bucur! Sunt reporter la emisiunea Asta e România și voiam să vă întreb. Știu că familia dumneavoastră a executat lucrările la acele drumuri care au fost distruse. Vreau să vă interesați în ce perioadă au fost. Vă rog frumos să puneți camera. Păi, că nu aveți niciun drept. Aveți sau nu aveți vină? Totul este o mare înscenare, spune femeia, care îl acuză pe actualul primar că a plantat legume în gropile din asfalt. Sunt găuri în da, sunt găuri care eu am filmat și o să vi le prezint în televiziune. Când Passat a venit cu ștevia și a pus-o direct într-o groapă și a pus călăii lui și șarada lui de pasnici care păzește primăria, că nimeni într-o altă primărie nu s-a mai văzut așa ceva. Merge și spune-ți să scoate ce și-a băgat în pământ acolo, ștevia. Fostul primar a fost pentru neamurile lui. Corect. Nu putem să spunem pe X, pe grec, pe ăla, pe ăla. Dar pentru ai lor, podișorul lor a fost tot pus la punct. Are podiș ca lumea, are paturi ca lumea la podișor, dar la noi aici la Bucșan că se dea aici n-a făcut nimic el. Deci ai să te rezolve cu o treabă, da. Zi mâine, mâine nu mai venea la primărie. Și asta e România vorba. Piatră au băgat oamenii care au casă aici, au băgat piatră. Nu primăria. Nu. Ei au băgat și l-au întins. Atât. Primăria a promis că o să facă să asfalteze pe aici. Acolo cât o asfaltaie, 5-7 cm. Mănâncă și ea, mănâncă și ea. În localitate, ștevia crescută în asfalt pare să fie sămânță de scandal între localnici. Acest bărbat, de exemplu, își iese pur și simplu din minți când îl întrebăm de drum. Oprește-te, te rog eu unul de tot. Bă, te rog eu frumos. Te rog eu unul de tot, oprește-te. Bacă-ți mintea în cap. Gata. Păi dumneata, bacă-ți mințile în cap, că ai da? Venit să dai în noi. Ai cine venit să eu? Dai în mine. Da, tu. Da. Păi de unde să fiu eu ăla, băi, masă, mi-a băgat în asta. Ce cauzi? Volovan să dai în noi? Măi, tu te mă și pe să dă treaba. Fii atent, că ne ducem. Măi, prece sunt. Băi, chem poliția. Deci ca să fie foarte clar. Mă, aduci în coa? Da. Păi ce faceți, mă atacați pe mine? Păi cine ești, mă, tu? Stați acolo, liniștit. Stați liniștit, vă rog eu unde. Hai, stai liniștit, gata. Stai liniștit, unde sunteți? Bă, eu nu te întreb de unde vin sau ce sunt eu. Stați liniștit, unde sunteți, eu v-am vorbit frumos și v-am să mă atacați pe stradă. Potolit de polițiști și de amenda primită, bărbatul se întoarce la ale lui și noi la ale noastre. Lăsăm Giurgiu și trecem hotarul în Teleorman. Un alt județ care, conform calendarului, e în secolul 21, dar cu drumuri de ev mediu, bătute în căruță, pe bicicletă sau pe jos. Niște drumuri, vai de mama noastră, numai pietre, numai și gropi și nu ne-a făcut nimic în satul ăsta aici. Nimic nu ne-a făcut. Adică ce vă lipsește?
să fie o farmacie. La farmacie să te duci tu la Olteni. N-avem timp, cu ce să ne ducem? Mi-e și frică să mai mă duc pe bicicletă cu atâtea mașini, câte se întâmplă. Da? Și cu bicicleta? N-am de mașă. Să rămână. Nu mai pot, ne doare mijlocul, suntem bolnavi, picioarele, numai de capul nostru. Le dă tot la aia care are mașini de lux, are zile pe de râng, în toate colțurile țării are. Da? Dar au zis, da, primarul și-a asfaltat drumul din fața casei lui? Primarul e, soțul ei este pădurar. Pădurar. Și-a curățit pe acolo și-a făcut ordine. E asfaltat, de că e pod de la acolo, de treci la... Păi și la dumneavoastră aici? Da. Și aici a trecut ăla, îl făcut să numai pietre, atât. Când trece oile, scoate toate pietrele, când mergem cu bicicleta să luăm pâine, fai de capul nostru. Scumpește pâinea mereu, o pâine, și o micșorează mereu, odată o mai nițel mai așa, odată o micșorează de tot, 18.000 și 20. Pentru lumea de la țară, calul putere e încă cel mai sigur și sănătos mijloc de locomoție. N-are nevoie de revizie, nu merge pe benzină și nici nu se strică de la drumurile pline de gropi. La ce ulițe avem, nici nu se poate altfel. Așa se explică de ce am ajuns în coada Europei. Ne e greu să ținem pasul cu lumea modernă, din căruță. La ce drumuri sunt prin satele României, cu ce altceva să mergi pe acolo? Căruța, în primul rând, e vorba de tradiție. Românul are căruță de sute de ani, mașină de mai puțin ani și e vorba de costuri până la urmă. Benzina știm foarte bine că s-a scumpit în ultima perioadă, în schimb iarba, fânul, cred totuși că sunt la prețuri mai rezonabile și au marele avantaj că pot fi mult mai ușor furate decât benzina. Benzinările sunt păzite. Cu căruța te-ai dus noaptea în câmpul vecinului, ai dat cu coasa, ai umplut căruța, pac, ai obținut hrană gratis pentru... benzină gratis pentru armăsarul tău. Calul se mână, nu se conduce. Deci noi spre Europa cumva mânăm sau conducem? Noi dăm înapoi. Tragem de hățuri și dăm înapoi mai degrabă. La cal cum îi place mai mult? Pe asfalt sau pe pietriș? Pe asfalt. Pietrișul bate la tavan. Înțeles. Ocoliți înseamnă străzile astea pe cât puteți. Mai le ocolim. Dacă se poate. Cât se poate, că nu luăm pe ele, că mai gropi. Și gropurile acestea nu le poate astupa nimeni? Da. Bă, da. Sunt oameni plătiți pentru asta. Păi da, se poate dacă nu le face. De ce oare? Nu știu. De cât timp treceți pe aici? Păi nu, eu nu sunt din comună de aici. Nu sunteți din comună, ați mai trecut prin zona. Da. Sunteți din Teleorman? Da. Cum sunt în general drumurile în Teleorman? Unii sunt asfaltate, unii nu sunt. Una albă, una neagră? Una albă, una neagră. Păi asta și cum vine asta oare? Așa se întâmplă. E ceva, o boală la noi la România, adică noi avem bani pentru tot. Avem și cine să facă lucrurile, dar nu le facem. De ce? Nu știm. Și când le facem, le facem de pomană, de mântuială. Acum le face peste 2 săptămâni gropii la loc. Nu folosesc asfalt de calitate. Dacă ar folosi, s-ar vede. Și dacă alții construiesc într-o lună o autostradă, la noi drumurile se inaugurează la centimetru, cel puțin la țară. În 30 de ani de democrație, alegătorii primesc câte un petic de asfalt odată la 4 ani, în an electoral, ca să nu mai dea în gropi, când trebuie să pună ștampila. La noi, tot iată de primar și-a făcut drumul pe la el pe linie și la noi, liniile astea e putezor, dacă intrați. Dar de ce oare? Pentru că vrea să fie ales. Vrea, da. Și nu l-o mai alegi. Dar de alegere asfaltează? O stradă, două, trei. Tot la el în fața moșiei? No, e un comun așa. Dar am văzut că sunt și multe drumuri de pământ, de piatră. Da. Păi și ce, n-au bani să le facă? Este un proiect, dar când zice proiectul de 2 mandate, 3 mandate, greu. Acest bărbat este căruțaș-poștaș. Bani de mașină nu are, nici de bicicletă. Căruța e singurul mijloc de deplasare în România lui 2022, unde internetul are o viteză invers proporțională cu galopul calului. Dumneavoastră cum vă descurcați? Cum puneți o pâine pe masă? Căruța cu poștă. Păi, Raul Adriana, aici? Și duceți poșta cu căruța? Da. Pensiile, plicurile, veștile, scrisorile. Da, și
fiare. Chiar pe asta l-am mai întâlnit-o până acum, poșta cu căruța. Câți kilometri faceți pe zi cu căruța? Exact. Cum e viața în România? E greu. Ce e cel mai greu? Cam în tot județul Telorman sunt drumuri de genul ăsta. Câte știm noi, sunt atâtea proiecte și bani europeni. Care nu se accesează, nu se accesează. Probabil că nu sunt oamenii competenți acolo care ar trebui să acceseze. Vă dați seama că tot noi vă plătim, pentru că noi nu suntem acolo să îi dau cu pixul și atâta tot. Problema nu sunt doar drumurile. Apă, canalizare, nu mai zic. Totuși. Bine că dacă ne uităm la televizor, proiectele sunt. Sunt. În derulare, da. Când se vor pune în aplicare, Dumnezeu știe. Și poate că problema locurilor de muncă ar fi rezolvată dacă am atrage investitori, oamenii care se deschidă noi afaceri. Însă asta nu poți face fără infrastructură. Este lecția europeană, pe care nu am învățat-o nici azi. Nu sunt vorbe goale, ci concluzii trase în urma celui mai recent raport prezentat de Institutul Național de Statistică. Avem peste 8300 de kilometri de drumuri de pământ, dintre care 18 kilometri sunt chiar drumuri naționale, iar peste 1500 drumuri județene. Teoretic, ultimul drum național de pământ a fost asfaltat în 2018. Din 2035 vor fi interzise complet mașinile pe benzină și motorină. Nu vor putea fi vândute. Wow. Și ce o să facă țăranul român? Ți-l imaginezi pe țăranul român cu Tesla, cu mașină electrică pe hârtoapele de acolo, pe mai ales aia în sate izolate, n-au electricitate, aia ce fac? Avem de ales între mașini electrice și căruță. Dacă faci un sondaj printre români, ce crezi că ar alege majoritatea? Și am ajuns în Necșești, una dintre cele mai sărace localități din județul Telorman, potrivit statisticilor. Aici, drumurile de pământ poartă nume pe plăcuțe din metal, precum niște străduțe asfaltate de capitală. În acest loc o întâlnim pe tanti Rada, o bătrână care nu a ieșit niciodată din raza micuței sale lumi, ce se rezumă la această uliță uitată de autorități. A pus omul ăsta de aici și era inginer, uite niște piatră și noi aici și am pus niște piatră că am făcut casa. Încolo nu s-a alfat. N-a venit primarul ăsta care a ieșit nici să vază. Aici și a venit odată apa mare. A venit apa să intre în casă și nici n-a venit să vază apa în casă. Ca un copil de câțiva ani, femeia ne mărturisește cu inocență că nu știe nimic din ce se întâmplă în lume. Eu nu pot să știu ce e în țară. Păi, știți că e un război acum în lume? Auzi și eu. Auzi, dar nu știu, n-am văzut, nu știu. Unde este războiul ăsta? Nu mai știu, nu știu. Eu nu știu ce e în țară. Deci lumea dumneavoastră este strada asta de pământ. Cum? Lumea dumneavoastră e aici, strada asta, da, de pământ. Asta, pe asta o știu. Încolo... Asta e toată lumea dumneavoastră. Da, asta este că dacă eu m-am dus cu animalele, am avut animale, de ce? M-am dus la deal cu ele, am avut și cai, am avut și vacă, am avut și oi, am avut de toate. Și m-am dus cu ele la deal. Asta e. Și încolo nu știu nimic. Dincolo de strada asta nu știți nimic? Nu știu nimic. Dacă nu m-am dus... așa, până țări, ca să văd și eu să... N-ați plecat niciodată din localitatea asta? Nu. 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 N-am plecat, că dacă... Pe cine era să lăs și eu acasă? Dar știți pe ce continent ne aflăm? Dacă eu vă spun că eu nu știu că... Dacă nu mă interesează așa, nu m-am mai interesat așa, că dacă eu am fost cu animale la deal, ce să știu? Dar țara asta cum se numește? Nu știu. Nu m-am mai interesat. Nu știu. Pe ce planetă ne aflăm? Nu știu. De acești oameni neșcoliți, neajutorați, sărmani, bătrâni, se folosesc politicienii ca să mai păcălească cu încă un mandat. Am și eu leafa aia, 5-6 milioane și pot să trăiesc. Sunt bătrân, am 90 de ani. Sunteți născut aici? Da, da, aici, da. Și de când vă știți dumneavoastră, drumurile așa sunt de pământ? Da, da, da.
Da, este. Nu a fost niciodată turnat asfalt pe ele? A, n-a făcut. Pe sosea pe acolo, pe aici, aici a fost piatră de asta. De câți ani așteptați canalizarea? A, cine știe? Că, că e de mult, n-a făcut pe aici. V-au promis că o să facă drumurile asfaltate, că o să vă aducă apă curentă? Noi am vrea toate, dar nu se poate să facă. Abia aici un băiat de la București era inginer și s-a de aici, a murit numai. Și mai era unul aici și în casa asta. Tot... Și ce au făcut ei? Ei au făcut pe aici. Cu piatră? Deci datorită lor aveți piatră peste pământ. Da, da. Ani de zile de când aștept, dar m-au pus la început. Măcar să o termine. Așa se spune, că așa am auzit, că septembrie zice că dă drumul la apă. Și nu doar la țară mergi ca pe uliță, ci și la o aruncătură de băți de capitală. Suntem în Dragomirești Vale, o comună în care orășenii și-au proiectat o viață liniștită, într-o casă pe pământ, departe de zgomotul orașului. Dar socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din câmp. Ne spun cu frică de autorități locatarii. Ce se întâmplă cu drumurile? Nu sunt făcute. Durează. Cel puțin e din 2008, până acum poți să vezi că norocul... bucățile astea puse pe aici, că altfel te afundai în ele. Am văzut cumva v-ați gospodărit singuri. Ați pus piatră, ați pus cărămizi. Da, ce-am putut, pentru că mașina de gunoi rămâne înțepenită non-stop. Adică și noi, de altfel, n-avem pe unde să mergem în altă parte. Noroc că noi românii cumva ne dezvoltăm un simț al umorului, ca să trecem puțin mai ușor prin lucrurile astea. Dar știu că voi ați investit bani și mă uit la casele acestea frumoase de aici. Bănesc că oamenii când s-au mutat în zonele acestea, se gândeau că vor avea măcar piatră, dacă nu asfalt. Da, dar după cum vezi și strada principală nu mai are piatră. Adică a fost pusă acum mulți ani, iar acum gata, pasă. Nu mai spun că au fost ani în care n-am fost dezăpeziți. Deci degeaba ne-am gândit noi atunci. Că una e când te gândești și când visezi și una e cu ce se întâmplă în realitate. Dar ce visați atunci? Normal, ca ce visezi și tu și oricine. Să avem condițiile minime. Nu vreau palate sau eu știu ce să-mi dea. Vreau pur și simplu o stradă, nu neapărat asfaltată, cu o piatră. Și așa, tot ce peticesc oamenii dimineața se strică până seara. O să avem și ocazia acum să facem un mic experiment, să vedem cum avansează mașinile. Trebuie să ne uităm. Aici avem ce? Vidanjă? Ce este? Cu puțin noroc nu o să rămână înțepenită, pentru că doar întoarce. Bănuiesc că scoate pe strada principală. Da. Dar dacă n-ar fi fost acest pietriș pus de noi, uite, deja l-au stricat, gata. Dacă mai să veniți vine, cu altă piatră. Dacă mai vine, da. Dacă mai vine, de exemplu, eu dacă mai vin două mașini, nu mai pot să mai trec pe aici. Gata. S-a dus. Uite, vezi ce au făcut. La început a fost visul, dorința de a părăsi jungla bucureșteană. Apoi a urmat coșmarul administrativ. Au fost momente în care nu ați putut să intrați cu mașina până aici? Da, au fost momente în care mașina era parcată tocmai în capătul străzii de unde vii tu și noi o luam frumos așa, iar zăpada poate era până la bru. Îngreunați de noroi, mergem la primărie ca să aflăm de ce nu se face nimic pentru această zonă. Știți cumva, domnul primar? Nu este. Viceprimar? Nici un administrator, ce mare comună de localitate. Nu, trebuie să mă trebuie și un pic. În ce problemă? Cu niște drumuri. Salut, da. Avem niște domni de la... Canal de emisiunea asta e România. Asta e România, vor să vorbească ori cu domnul primar, ori cu domnul viceprimar. Da. Virusați până în măduva oaselor de birocrație, funcționarii publici mai că ne-ar cere și o hârtie oficială ca să putem să și respirăm în primărie. La registratură, nici fetele
Da? Mă registrează să știu dacă aveți ceva de... Păi nu, n-am cerere, vreau să iau un interviu. Păi da, dar să veniți, vreau să iau un interviu, fără să fie nimic. Am încercat să vorbesc, nu e disponibil, la zile, nu știu, poate să fie nimic. Păi nu, cred că colegul, nu colegul nu are de nu are nimeni din primărie, nu are primarului. Nu are primarul, dar are cineva în primărie. Păi nu, nu te de ce să nu să deranjeați? Eu sunt aici, eu reprezint interesul public, eu reprezint cetățeanul. Este prioritate zero. Trebuie să răspundă la telefon și să-ți spună ce se întâmplă în localitatea asta. Păi, nu știu ce răspundă. Bun, domnul viceprimar. Și de la fel. Administrator public, cineva, secretarul, secretara, cineva trebuie să fie. N-are cum să nu fie nimeni. Vă pun. Deci nu ar trebui să-mi dați număr de telefon pe care să-l sun pe primar. Nu ați primit niciodată o instituție de presă, vizit aici, în instituția asta. Niciodată n-a venit un jurnalist aici, v-ați confruntat și atât cu chestia asta? Sau așa să cerșesc un număr de telefon? Nu, pe bune acum, nu serios, puteți să vorbiți cu el? Ce ședință este? Este summit? NATO? Ce este? Și ați schimbat numărul de telefon. Dacă puteți să luați legătură cu domnul Mare, în logică, în logică, în logică. Ca într-un teatru absurd, de noaptea minții, ajungem să ne rugăm pentru un număr de telefon, la care, oricum, nu răspunde nimeni. Este pe site, vreau să-și pe site. Ia spune-te, cum intru. Unde ești? Nu. Bun, deci ca să fie clar, mă aflu în primărie și sunt pe numărul de telefon fix al primăriei, ca să pot să am parte de un dialog cu primarul. Și mi se închide și numărul de fix al primăriei. Haideți să mai sunăm o dată. Numărul de fix al primăriei. Deci suntem în primărie și sunăm pe numărul de fix al primăriei. Așa am primit instrucțiuni. E ocupat. V-ați plătit telefonul fix? Păi și de ce nu se răspunde pe el? Cine trebuie să răspundă pe telefonul ăsta? Bun, unde e registratura? Da, deci asistență socială, urbanism, așa, registrul agricol, unde? Unde? Unde e registratura? Știți unde e registratura? În primăria asta știți măcar unde e registratura? Unde e registratura? Când ați lucrat la pază. Unde e registratura? Că eu nu știu unde e registratura. Adică prin telefonul ăsta fix magic, pe care dacă acum are nevoie un cetățean să sune, nu răspunde nimeni. Unde este? Ascuns. Unde e? Scos din priză? Ce se întâmplă? Spuneți-mi, doamnă, vă rog frumos. Ok, am înțeles. Pe domn primar nu-l găsim. Unde e registratura? Asta e? A, asistență socială. E altceva. Haideți să vedem asistență socială. Bună ziua. Sunt și eu pe un telefon fix, nu răspunde nimeni, el am o problemă. De la Canal D, sunt emisiunea asta e România. Vreau să iau legătura cu domnul primar. Cum procedez? Bun, vreau să iau legătura la telefon. Dar telefonul fix nu merge? Da. Păi uitați, hai să facem un experiment, vă mai sunat pe el. Asta, care te pe site? Bună ziua! Îmi puteți face legătura cu domnul primar? Nu avem cum să facem. De ce? Păi haideți așa, dacă este prin interacțiune directă, dacă putem să vorbim, să lăsăm telefoanele. De ce nu putem să vorbim cu domnul primar? E o chestiune care preocupă pe toți cetățenii de aici. De ce? Vrem să vorbim despre drumurile acestea frumoase. De la marginea localității, unde se extinde cartierul acela. Cred că s-a închis ușa. Da. O scenă care se repetă cu siguranță în orice primărie din orice colț de țară, acolo unde aleșii noștri se cred Dumnezei. Și cu toții ar dormi liniștiți dacă peste noapte nu ar ieși la iveală frânturi din România lucrului bine făcut și a podului de piatră dărâmat. După cum puteți vedea,
podul de la Lutca, proaspăt, care a fost inaugurat acum câteva luni, s-a prăbușit. Poliția, pompieri au venit. După cum se poate vedea, este și un camion răsturnat acolo. Sunt victime, sunt transportate la spital. Bataie de joc! Bataie de joc! Okay, bani, curat. Imaginile sunt cel puțin revoltătoare. Podul de peste Siret, care abia fusese modernizat acum 6 luni, s-a rupt pur și simplu de la mijloc și s-a prăbușit cu tot cu pilonii de susținere în râu. Pare incredibil, dar ar fi cedat sub greutatea unui camion și a unei dube, care îl traversau în acel moment. Mai multe ambulanțe s-au grăbit la fața locului să-i preia pe șoferii celor două autovehicule. Unul a reușit să iasă singur din mașină, iar celălalt a avut nevoie de ajutor să iasă de sub dărâmături. Oricine putea fi însă în locul lor. Asta e o bătaie de joc, domnule. E exact o bătaie de joc. 3 ani de zile care au ținut podul pe loc și l-au făcut mai rău, exact cum a fost. Eu cad unde tare pot, înseamnă inginerii ăia care au fost și-au dat drumul la... La orice, la construcția asta, oare ce sunt? Sunt niște măgari. Aia trebuie să plătească. Dar ieri am trecut prin pod, efectiv copil, Înainte să se prăbușească, podul măsura puțin peste 200 de metri și tocmai ce fusese redeschis circulației după 2 ani de lucrări. Meritul și l-a asumat președintele Consiliului Județean Neamț, membru al PSD, care a inaugurat construcția cu 4 luni mai devreme și le-a făcut oamenilor o promisiune. Vă garantez că 10 de ani, podul de la Lutca nu va mai reprezenta vreo problemă pentru participanții la trafic. Zilele trecute s-a făcut testul de rezistență pe pod și avem garanția că rezistă unei greutăți de 340 de tone. Podul n-a rezistat nici la o greutate de 10 ori mai mică, clar nu trebuia dat în folosință, susțin unele voci din presa locală, care descopereau la puțin timp după inaugurare că pare lăsat pe mijloc și are fisuri în structura de beton. Testele de rezistență ar fi fost făcute pe repede înainte, deși în astfel de situații, o simplă eroare poate duce la o catastrofă. Podul a costat 8 milioane de euro, bani de la stat, care au intrat în buzunarul constructorului. Coincidență sau nu, firma cu pricina e administrată de un fost consilier PSD. Actele în baza cărora s-a lucrat vor fi analizate de anchetatori, iar vinovații vor fi deschiși la răspundere. Deocamdată a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. A lăsat în urmă viața de oraș și s-a întors la talpa țării. Dar nu regretă niciun moment alegerea făcută. E povestea lui Ovidiu Popârțan, unul dintre cei mai cunoscuți tatuatori din Europa, devenit între timp cel mai cool țăran dintr-un sat de lângă Sibiu. Tatuat din cap până în picioare, bărbatul e o apariție pe ulițe. Sapă, cosește, grădinărește, crește găini și iepuri. E doar unul dintre cei 250.000 de români care au ales să se întoarcă la origini în ultimii 2 ani de zile. Faceți cunoștință cu Ovidiu Popârțan, unul dintre cei mai cunoscuți artiști tatuatori din Europa. A bătut lumea întreagă dintr-un capăt într-altul, a vizitat cele mai bizare locuri ale lumii, dar nimic nu l-a convins să rămână la oraș. Astăzi îl găsim la talpa țării, la Cașolț, în Sibiu, unde a ales să-și ia viața de la zero, departe de stres și forfotă, și să trăiască simplu ca un țăran autentic. Sunt toate țările Europei și nu mi-am găsit, n-am zis, nicăieri n-am zis, acum aici, gata, am pus ancora aici, acasă. Și posibilități aveam.
Aici am avut sentimentul ăsta. Dacă cineva ți-ar fi spus că tu te vei muta la un moment dat la țară, cum reacționai? Ce îi spuneai? Păi n-aș fi dat importanță, nu mă gândeam că o să fac pasul ăsta. La vremea respectivă eram preocupat de altele și nu mă gândeam la... Însă cu timpul lucrurile s-au așezat și am luat decizia asta, de care cred că a fost cea mai bună decizie din viața mea. O decizie luată de azi pe mâine. N-a stat prea mult pe gânduri când și-a schimbat rutina la 180 de grade. Și-a încălecat motorul cu mult cai putere și a pornit în căutarea locului care să îi ofere liniștea de care avea nevoie. Așa avea să ajungă în satul Săsesc, desprins parcă din povești. A găsit o casă veche, a renovat-o și și-a construit în jurul ei o nouă viață. Am căutat un sat în jurul Sibiului care să fie aproape, unde să pot să vin cu motocicleta, să pot să intru până în curte, să nu fie drumuri din astea de țară, să pot să... și să mă simt bine în locul ăla, în primul rând. Vreau să văd acolo dacă pot să trăiesc, dacă îmi place ce văd în jur, dacă îmi place ce văd pe geam, oamenii din jur. Și am găsit satul ăsta minunat, adică aproape de Sibiu. Nu credeam că mai este o zonă atât de prezervată ca asta, că aici zici că s-a oprit timpul în loc la un moment dat. Mai ales în partea săsească, cel puțin nu sunt urme de civilizație, pentru că oamenii ăștia și-au părăsit casele prin anii 80-90, când au plecat masiv, și ele au rămas așa, dar sunt întreținute, ele nu sunt abandonate, nu le-au vândut, pur și simplu oamenii vin vara și altcineva are grijă de case în lipsa lor. Lucrul ăsta m-a fascinat când am venit. S-a născut orășan, a trăit mereu contra cronometru, așa că știe din proprie experiență că timpul poate să fie cel mai mare dușman al omului. E chiar unul dintre principalele motive pentru care a ales să facă o schimbare radicală în viața lui. A vrut liniștea vieții de la țară și să simtă cu adevărat ce înseamnă sentimentul de libertate. Îi place să simtă pământul sub picioare, așa că umblă mai mult desculț. Cântă păsărelele, aud animalele vecinilor, mai văd pe vecinul cum cosește, simt că, nu știu, parcă s-a oprit timpul în loc, parcă am regăsit o altă față a vieții pe care știam de ea, dar nu o neglijasem, așa. Am născut și crescut în Sibiu, însă de aproape 10 ani m-am mutat aici, unde practic e noua mea casă aici. Când zic acasă, la locul ăsta mă gândesc, oriunde de aș fi. De ce ai ales viața la țară? Păi, în primul rând, în prima fază, am vrut să fiu un pic mai rupt de cotidian, de oraș, de gălăgie, de stres, de fum, de toate aspectele care te distrag în oraș. Vreau să mă dedic mai mult profesiei, călătoream foarte mult în acea perioadă și mi-aș fi dorit, când vin acasă, să mă concentrez exclusiv pe proiectele mele, fără să fiu distras. Munca mea presupune pregătire, presupune liniște, presupune creație, presupune dedicație, care nu prea poate fi făcută decât în condiții de liniște, în condiții de mai puține distrageri în jur. A învățat din mers ce înseamnă cu adevărat să trăiești la țară, să muncești pământul, să cultivi și să mănânci de pe urma muncii tale. Dintr-un orășean care n-avea habar cum arată o sapă sau o coasă, s-a transformat într-un gospodar de-al locului. E drept, unul ieșit din anonimat, după vorbă, după port, spun vecinii. L-am apreciat, e un om care vine de la oraș, crescut în oraș, și să bage mâinile în pământ ca să vadă că dă viață o plantă, să se gospodărească. E frumoasă viața la țară, dar în același timp e și grea. Tu cum te descurci? Mă descurc cum pot, învăț din mers, încerc să trasez niște priorități, să mă organizez timpul mai bine. Timp care nu totdeauna ține de mine, ține și de vreme, ține și de niște aspecte din astea cu agricultura și cu animalele. Sunt niște momente care trebuie punctate și totul trebuie să se învârtă în jurul lor. Asta mi-am dat seama după un timp. Eu credeam că faci când ai timp, de fapt nu, faci când trebuie făcut. Fiecare aspect, fiecare chestie pe care am făcut-o aici a fost un experiment și până am ajuns să apelez la vecini, consăteni, prieteni, cunoștințe, pentru că inițial am crezut că pot să găsesc pe YouTube, pe internet, răspunsul la orice întrebare legată de agricultură. Eu înainte să am grădină, eu n-am cel mai mult, poate am pășit într-o grădină așa la un grătar, dar nu m-am uitat niciodată, nu m-a interesat
ce se mânat acolo, cum, ce se face, nu știam nici cum să sap. Știam că se sapă, mi-am cumpărat sapă, m-am dus, am săpat. De fapt, n-am săpat cum trebuie, am săpat aiurea. Mi-a crescut buruiana la loc, la prima ploaie. N-am făcut ce trebuia făcut. Și acum știi să dai cu sapa, nu? Nu știu, eu cred că da. Mie pe aici dau un pământ, numai. Uite, asta e ceapă. Aha, da, ceapă verde. În vreo 2-3 săptămâni, gata, mănânc ceapă din producție proprie. Păi mai am în solar ceva. În grădina din spatele casei, Ovidiu și-a amenajat un solar, a plantat copaci, crește găini și iepuri. S-a adaptat ușor la ritmul vieții din sat și își face singur mai toate treburile din gospodărie. Cu cositul la fel, nu am știut să... Am văzut cum se face, m-am conformat, dar după ce am făcut, după ce am strâns iarba, n-am știut să facă pizza care s-a distrus. M-am făcut alta, m-am interesat, iară s-a distrus și aia. Și am lucrat degeaba, am lucrat în gol. Bine, am învățat câte ceva la fiecare experiment din ăsta. Am cumpărat o coasă din asta cu mâneri metalic și a scuțit-o cu flexul. Că n-am știut. După aceea mi-am dat seama că trebuie bătută și trebuie așezat într-un fel pe coadă ca să-și facă treaba. Și trebuie și o dexteritate pe care o dobândești în practică. Că nu... E numai aparent ușor. Și asta e o activitate zilnică? Da. Păi eu nu cosesc grădina decât așa, cât dau la animale. Urmează tot așa, că dacă nu... N-am, acum e păcat să nu le dau iarbă proaspătă. Le dau fân la iarnă. O să vezi ce apreciază. Oh, dar ce de iepuraș ai? Da, trebuie să mulțesc ca iepuri. Da. Trebuie să se bucură. Da, clar. Aici sunt iepuroi sus. Ăștia trebuie să ținut separat. Găinile la fel. Apreciază verdeața. Și văd că ai găini de casă, nu... Deci din astea, de țară, cum s-ar spune, știi? Am, dar uite, astea sunt găinii araucana, astea fără coadă. Vezi, cocoșul, găinile mai micuțe, care n-au coadă. Astea fost, cred că, să vedem dacă au și ouat. Astea fac niște ouă verzi, niște ouă care au mai puțin colesterol. Astea m-am chinuit să le mulțesc. Am luat un cocoș din întâmplare din târg, am văzut că cocoșul ăsta nu din târg, dar am luat de vreo 4 ani. Și după ce am găsit și o găină, mi-am găsit-o, nu mai știu, prin Alba. Și... De asta m-am apucat să practic să mulțesc găini, că pot să cumpăr pui cu 2 lei, dar din ăștia nu. Și apoi am tot pus ouă, am tot clocit cu clocitoare, mi-a ieșit câte 1-2 și acum am 6 găini. Ovidiu e o apariție în sat. Vecinii nu i-au remarcat doar tatuajele făcute din cap până în picioare, ci și hărnicia de care a dat dovadă încă din prima zi. Atunci când nu se descurcă în grădină, bărbatul apelează la ajutorul sătenilor, care îl ajută cu mare drag. El e o apariție aici așa în sat, când îl văd și cu motocicleta, tot așa, da, tatuaj. Motocicleta, da, mai deosebită și cam conduce tare. Și are sânge de bărbat. E bărbat, da. Dacă stai puțin cu dânsul de discuții, vezi că totuși nu-i chiar, nu-i dur. Nu-i dur. Te sperii când vezi cu chestiile alea pe mâini și pe la gât, dar eu cred că regretă că și-au făcut așa. Eu așa cred. Nu. Păi așa e el, asta este stilul lui. Asta, v-am întrebat așa dacă v-a speriat. Nu m-am speriat, că nu sunt așa sperios, că sunt credincios.
știți, eu sunt credincios și toți trebuie să credem. Nu, mama, nu m-am speriat, că nu, de pe anul meu nu m-am speriat. Dar vă place așa de el? Da, da, suntem prieteni, suntem prieteni, da. Mă rugam să-i dau niște sfaturi, că și din s-o apucat să se apuce de ceva să producă pentru gospodărie, ceva zarzavat într-un solar. Bărbatul recunoaște că a învățat despre cum se face agricultură și cum se cresc animalele și de pe internet. Când nu știe ceva, fie dă un search pe Google, fie întreabă un vecin. Cel mai important e însă că n-a dat greș până acum, ne spune el cu mândrie. Păi o zi da, una nu, cam așa o... Atunci când nu dă la sapă și nu umblă de sculți prin grădină, Ovidiu se transformă într-un rocker veritabil, își încalecă motorul și merge spre studioul de tatuaje de la Sibiu, care l-a consacrat. Nu a renunțat la pasiunea lui, mai ales că îi aduce un venit considerabil. Eu sunt tatuator, artist tatuator, am un studio de tatuaje în Sibiu și merg în fiecare zi la lucru, fac tatuaje și piercing. În continuare profesezi în domeniu, înțeleg. Da, da, n-am avut nicio clipă de pauză, doar acea lună jumate când am fost în lockdown. Și totuși, viața și-o colorează cel mai bine acasă, în satul care l-a adoptat. Ovidiu nu se implică trup și suflet doar în gospodăria proprie, ci e foarte prezent și în comunitate. Alături de preotul comunității și-a propus să deschidă un after school pentru micuții de aici. Doamne ajută, Ovidiu! Doamne ajută, părinte! Ce faceți? Bine, un pic prin sat. Vreau să spun că zilele trecute am reușit cu câțiva voluntari să schimbăm gardul de la centrul nostru socioeducațional. Oh, super! Dumnezeu este părintele Alexandru, preotul nostru paroc din Cașul. Bine v-am găsit! Eu am fost surprinsă când mi-a spus Ovidiu că are aici așa un prieten de suflet în sat, și adică pe dumneavoastră. Puteți să spuneți așa, care a fost numitorul comun? Ce v-a unit pe voi doi? Păi, cred că aș începe eu să spun câteva cuvinte. Cred că interesul față de viitorul comunității, și când vorbim de viitorul unui sat sau unui oraș sau unei țări, ne gândim la copii și la tineri. Ce lăsăm noi, ce le transmitem lor, tinerilor din această comunitate? Gândul acesta l-am avut și eu zic că Dumnezeu, și cu siguranță Dumnezeu a lucrat ca noi să ne întâlnim cu această idee, și cred că în spatele acestui proiect care prinde contur încetul, cu încetul, timid, acum stă o lucrare a lui Dumnezeu. Alături de preot, Ovidiu e o apariție, însă întâlnirile lor se lasă întotdeauna cu intenții bune. Împreună vor să-i ajute pe copiii de aici să-i țină aproape de locurile natale. Cu părintele Alexandru m-am întâlnit și ne-am cunoscut în sat, la Bobotează. Am avut așa câteva discuții în care am constatat că avem același mod de a privi lucrurile, aceeași dorință de a ne implica și de a face ceva pentru mediul în care trăim, și așa am început, a legat o prietenie, pot să spun acum. După cum vedeți pe stradă, nu prea circulă nimeni, oamenii se amuncă. Deci sunt, în fiecare casă este un fum, este activitate, viață, însă oamenii sunt fie la muncă pe câmp, fie la muncă la oraș, vin microbuzele, duc, îi aduc,
Deci noi nu avem asistat social aici în sat. Sunt câțiva care au niște probleme și care nu, din cauza asta, deci oamenii care se producă, să facă muncă în folosul comunității nu prea sunt. Și oamenii ăștia n-au timp, oamenii muncesc. Și atunci copiii au 4 ore la școală în care desfășoară lecții, orele de școală. Copiii ăștia ar avea nevoie de un loc unde să-și petreacă alte 4-5 ore după școală, până vin părinții lor de la muncă, de pe câmp sau de unde sunt ei. Și acele ore ar trebui să fie unele constructive, ar trebui să fie niște, ar trebui să avem un așezământ pe care, în care ei se poată desfășura niște activități artistice, niște activități, niște ateliere creative, în care copilul să-și poată descoperi aptitudinile, talentele și inclinațiile spre ceea ce va vrea să facă în viață. Ne întoarcem la povestea lui Ovidiu. Ca el, sunt din ce în ce mai mulți tineri care au ales să se întoarcă la origini. Vorbim de un adevărat fenomen. Mai mult de 100.000 de români părăsesc în fiecare an orașele pentru a se muta în mediul rural, în condițiile în care, doar în cei 2 ani de pandemie, peste 250.000 au dat deja orașul pe traiul simplu. Acestea au fost subiectele pe care dumneavoastră le așteptăm pe e-mail sau pe Facebook-ul emisiunii. Dacă aveți o știre pentru noi, vă așteptăm imaginile, pozele și informațiile relevante pe numărul de WhatsApp 0753 123 133. Dacă doriți să revedeți reportajele ediției, intrați acum pe astairomania.canalde.ro. Ne găsiți și pe Instagram la astairomania.canalde. Până săptămâna viitoare, nu uitați că avem o țară, România. Bucurați-vă de ea! Toate bune! La revedere!